Condițiile precare din unitățile sanitare de stat din România, reflectate în raportul experților Centrului European pentru Prevenirea Controlului Bolilor. Raportul a fost întocmit în urma controalelor efectuate în vara anului trecut, la solicitarea ministrului de atunci al Sănătății, Vlad Voiculescu, după declanșarea scandalului Hexifarma. Experții au verificat 3 spitale din țara noastră, Universitar și Elias din București și Spitalul de Pediatrie din Pitești. Printre altele, în document se notează că unitățile sanitare din sistemul de stat românesc raportează mai puține infecții nosocomiale decât în realitate, iar personalul nu este pregătit să facă față focarelor de infecții intraspitalicești. Lipsa dezinfectanților din spitale a fost de asemenea consemnată în raportul experților europeni. De exemplu, la momentul controlului în Spitalul de Pediatrie din Pitești nu exista niciun cadru medical specializat în epidemiologie. La momentul controlului nu aveam epidemiolog, postul a fost scos de nenumărate ori la concurs, s-a organizat concurs pentru ocuparea postului de epidemiolog, însă nu au fost candidați. Unitatea sanitară are 350 de paturi și media anuală a internărilor este de aproximativ 15.000 de pacienți. Surprinzător, în anul 2016, Spitalul de Copii a raportat o incidență a infecțiilor nosocomiale de 0,2%. Asta în condițiile în care media europeană este de 5,7%. Pe 2016 s-au înregistrat 29 de infecții asociate asistenței medicale, deci 0,26 o rată de incidență. Recent, conducerea unității sanitare a angajat un medic epidemiolog și a dispus amplasarea aparatelor cu dezinfectant la intrarea în fiecare secție. Fiecare vizitator, când intră în secție și intră în contact cu pacientul, intră și se dezinfectează. În ceea ce privește spitalele Elias și Universitar din București, experții Centrului European pentru Prevenirea Controlului Bolilor au identificat o serie de nereguli. Printre altele, la Elias, unde sunt tratați anual circa 35.000 de pacienți, se consemnează că infrastructura învechită a spitalului face ca dezinfecția și curățenia să fie foarte dificil de realizat, iar izolarea pacienților și închiderea secției anestezie-terapie intensivă sunt imposibile. La Spitalul Universitar de Urgență sunt tratați anual peste 60.000 de oameni, iar rata de ocupare este de 120%. Asta înseamnă că unitatea sanitară este supraaglomerată. Experții au consemnat în raport că, pe lângă faptul că spitalul este supraaglomerat, dezinfectanții nu sunt la îndemână, recipientele fiind concentrate doar în biroul asistentelor. Concluzia experților este că trebuie luate măsuri urgente privind igiena, în primul rând a mâinilor, personalul medical trebuie pregătit pentru a face față infecțiilor nosocomiale, iar cei din conducerea unităților sanitare trebuie încurajat să raporteze situația reală a acestor infecții.